Hello, my name is Dora, and today I'm going to read you a story in Romanian, Little Red Riding Hood, which in Romanian translates Scufița Roșie. A fost odată o fetiță pe care o chema Scufița Roșie. Ea purta o scufiță roșie tare frumoasă pe care o făcuse bunicuța ei pentru ea. Într-o zi, mama ei a chemat-o și a zis: Scufiță Roșie, bunica nu se simte prea bine. Te rog să-i duci câte ceva de mâncare. Uite aici și niște pâine și niște brânză, dar nu uita să nu te abați de la cărare. Scufița Roșie a pornit către casa bunicii. Bunicuța trăia tocmai în celălalt capăt al pădurii. Și cum mergea așa Scufița Roșie prin pădure, a întâlnit un lup. Lupul o așteptase să vină aproape din ce în ce mai aproape până când deodată i-a sărit în cale din spatele unui copac. Unde te duci tu, Scufiță Roșie? O întrebă. Eu mă duc la bunicuța pentru că nu se simte prea bine. Lupul se uită lung la Scufița Roșie și îi zise: Ei, vezi tu florile astea frumoase? De ce nu culegi câteva? Sunt sigur că bunicii i-ar plăcea tare mult. Oh, ce idee bună, spuse Scufița Roșie și se abătu de la cărare, căutând flori pentru bunicuța. Apoi lupul alergă iute-iute către casa bunicii și ciocăni la ușă. Cine e? Întrebă bunicuța. Scufița Roșie, răspunse lupul. Intră, îmi pare foarte rău că nu pot să vin până la ușă. Și lupul intră singur. Biata bunicuță nici n-a avut timp să scoată niciun sunet, că îndată lupul cel lacom o șinghiții. Apoi își puse pe el halatul bunicii, își trase boneta peste cap, își trase pătura până pe sub nas și se băgă în patul bunicii. Fără să știe ce s-a întâmplat, Scufița Roșie venea veselă către casa bunicii. Bătu la ușă. Din spatele ușii se auzi o voce răgușită. Tu ești Scufiță Roșie. Intră, intră. Când a auzit vocea bunicii, Scufița Roșie își dădu seama că poate bunica nu se simțea chiar așa de bine și puțin îngrijorată păși în casă. Scufița Roșie fu foarte surprinsă când o văzu pe bunica. Vai, bunico, dar ce ți s-a întâmplat? De ce ai urechile așa de mari? Ca să te pot auzi mai bine, răspunse lupul. Dar de ce ai ochii așa de mari? Ca să te pot vedea mai bine, răspunse lupul. Dar dinții ăia așa de ascuțiți, insistă Scufița Roșie. Ca să te mănânc pe tine, spuse lupul și dintr-o dată, dintr-o înghițitură, o și dădu pe gât pe Scufița Roșie. Bun, spuse el, bătându-se pe burta uriașă. Dar lupul nu știa că un pădurar tocmai trecea pe acolo. El o auzise pe Scufița Roșie vorbind cu lupul. La început chiar și el a crezut că bunicuța avea o voce cam aspră, dar curând și-a dea seama că ceva foarte ciudat s-a întâmplat acolo. Și s-a repezit în casă exact când lupul se dădea peste burtă. Hei, lup lacom, scuipă, ce-ai înghițit sau nu mai vezi ziua de mâine? Strigă pădurarul. Surprins și înfricoșat, lupul le scoase imediat din burtă și pe Scufița Roșie și pe bunicuță și fugi repede din casă. Scufița Roșie și bunicuța îi mulțumiră pădurarului pentru că le-a salvat. Bunicuța chiar începu să se simtă mult mai bine după ce mâncă din bucatele pe care le-a adusese Scufița Roșie. Era foarte bucuroasă, așa că trăiră mulți ani fericiți după aceea.